Vine un moment în viața fiecăruia când te întrebi de ce eu, de ce am avut eu aceste șanse, de ce am primit eu aceste lucruri. Dacă este să fim cinstiți, îți dai seama că Dumnezeu îi dă fiecăruia ceea ce are nevoie pentru ca mai apoi, prin El, să poată acționa asupra celorlalți pentru binele tuturor. Pentru că ați vorbit de șanse, ce șanse considerați că aveți de accedere la fotoliile primare? Șansa și norocul sunt date de Dumnezeu după voia Lui. Nimeni nu poate să spună că are un anumit număr de șanse. Dar dacă iau în considerare că am avut șansa de a strânge aproape 2000 de semnături, că am avut șansa de a depune candidatura și de a fi acceptată, atunci pot să spun că am șanse. Pe cine vedeți principal contracandidat? Timpul. Timpul este principalul meu contracandidat. Deoarece, așa cum știți, un candidat independent este singur. Nu are resursele financiare și umane pe care le are un partid pentru a se face cunoscut. Deși este dificil ca să aduc la cunoștința tuturor celor care o să voteze că eu, și mai ales de ce eu, sunt cea mai bună soluție pentru orașul nostru. Încă ceva. Aș dori să mulțumesc tuturor cetățenilor care au votat pentru candidatura mea, să le spun că au făcut un lucru bun, de care pot să fie mândri și pentru care le mulțumesc, și să spun tuturor medeșenilor un Paște fericit, alături de cei dragi, sănătate și numai bine.